Festivalul nostru a fost câștigat anul acesta de o fetiță. De o fetiță care vine la noi la festival de când avea 6 ani. Acum are 21, este studentă la Universitatea de Muzică din București, este o împlinire a eforturilor sale pe parcursul tuturor acestor ani. Ea a câștigat pe rând toate categoriile de vârstă de la concursul internațional de la Sinaia, iar anul acesta îmi face o deosebită plăcere să o invit în concertul de gală, să deschidă acest concert pe laureata celei de-a 19-a ediții a Festivalului de Chitară Sinaia România, pe Ana Maria Iordache. Thank you.
cam din aceeași generație, cu solista pe care tocmai ați aplaudat-o, este și următorul chitarist care va performa în fața dumneavoastră astăzi seară. Este vorba de generațiile de muzicieni, de tineri muzicieni, care au crescut cu acest festival, cărora le datorează, practic, această carieră pe care ei și-o construiesc acum și care, fără îndoială, va fi una internațională de calibru. Îl invit în fața dumneavoastră pe un chitarist care vine de la Paris, a terminat la noi Liceul de Muzică George Enescu, apoi a fost și la conservator parcă un pic, dar acum este la Paris, la cea mai importantă universitate franceză de muzică, și îl invit pe Bogdan Mihăilescu. Thank you.
Thank you.